Au fost luate primele măsuri după ce directorul unei școli din județul Mehedinți ar fi intenționat să folosească lemnele școlii la propriei pensiune. Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, a cerut să fie schimbat din funcție, însă colegii de partid ai ministrului, liberalii din Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Mehedinți, s-au abținut de la vot. La școala generală din comuna Izvârna, județul Mehedinți, ar fi trebuit să ajungă două transporturi de 19 metri cubi de lemne fiecare. După ce primul transport a fost descărcat, al doilea nu a mai sosit la destinație. A fost găsit însă în curtea pensiunii administrate de directorul școlii. Este vorba despre Marian Balaci, care s-a remarcat după mai multe episoade în care și-a arătat neglijența și nepăsarea față de elevii unității de învățământ pe care o reprezintă, dar și prin hărțuire și abuz de putere față de profesori. Oamenii legii au constatat că, într-adevăr, lemnele au ajuns în mod fraudulos în curtea pensiunii directorului, iar ministrul educației Sorin Câmpeanu a cerut să fie demis din funcție. Însă, legal, nu el poate demite un director de școală, ci Consiliul de Administrație de la Inspectoratul Școlar Județean, în subordinea căruia se află școala și directorul. Liberalii care fac parte din acesta s-au abținut la vot. Prejudiciul în acest caz este de 5.000 de lei. Potrivit Digi24, Marian Balaci a motivat în fața anchetatorilor, dar și pe rețelele de socializare, că mașina care transporta lemnele s-a defectat chiar în fața pensiunii, fiind astfel nevoit să le depoziteze în curtea acesteia.